O iubim mult pe Maica Domnului, iar noi o alintăm Măicuța Domnului. V-am vorbit și cu alte prilejuri și v-am spus că prima oară, așa cum ne relatează Sfântul și Apostol și Evanghelist Luca în Evanghelie, așa a numit-o dreapta Elisabeta Rudenia sa, care atunci când Maria, purtându-l în pântece pe Făcătorul la toate, care s-a făcut încăput în pântecele feciorelnic al plăpândei copile Maria, a vizitat-o pe rudenia sa Elisabeta în ținutul muntos al Iudei. Elisabeta, așa cum v-am spus și cum ne relatează însuși, apostolul Luca în Evanghelia sa s-a umplut de Duhul Sfânt și a spus de unde mie cinste aceasta să vină aici, să mă viziteze Maica Domnului meu. Așa a fost numită de contemporani, așa o numim cu toții, iar noi, românii care avem o mare apropiere față de preasfânta născătoare de Dumnezeu, cu multă dulceață și dragoste o alintăm spunându-i măicuța, măicuța Domnului. Și am cântat și astăzi, imnul de pelerinaj, am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necazul pe care îl avem. Prea cu cernice părinte vicar, prea cu părinte protopop, prea cu părinte inspector, prea cu și prea cu cernici părinți, onorate oficialități, iubiți frați și surori, împreună rugători. În fiecare an, în prima duminică din luna august, ne adunăm cu toții aici, la poalele munților Țibleș, pentru a aduce laudă preasfinte înăscătoare de Dumnezeu. Un călugăr în Sfântul Munte Atos, pe care eu l-am vizitat în urmă cu câteva zile, mi-a spus că, fiind copil, simțeau mare apropiere față de Maica Domnului și simțea că o iubește pe Maica Domnului mai mult decât pe Mântuitorul Iisus Hristos. Și a ajuns în Sfântul Munte la un duhovnic îmbunătățit și i-a spus acest gând. Iar duhovnicul i-a spus așa, fiule, nu greșești, fiindcă Maica Domnului te va ajuta să-L iubești integral, să-L iubești de plin pe Fiul ei și pe Mântuitorul sufletelor noastre. Întotdeauna o mamă adevărată, o maică iubitoare și jertfelnică, nu vrea să ia locul fiului său, niciodată. Și Maica Domnului nu are cum să ia locul fiului său, însă ea are acest mare dar de a ne aduce la fiul său și de a ne ajuta să-l iubim de plin așa cum ea însăși îl iubește și îl cinstește cu zmerenie și dragoste. Maica Domnului întotdeauna dorește să rămână în umbra luminoasă a Fiului Său, smerită și plină de dragoste. Așadar, scump frate și scumpă soră, să știți că mai, numai Maica Domnului ne ajută ca să-L iubim de plin pe Fiul Său și Mântuitorul sufletelor noastre. Ia ne îndeamnă așa cum i-a îndemnat pe cei din Cana Galilei când a săvârșit prima minune, să faceți ceea ce vă spune El și să-L urmați. Iar în icoană o vedem pe preasfânta născătoare de Dumnezeu, cum îl poartă la inimă, pe brațul stâng, pe însuși făcătorul la toate, sub chipul pruncului, însă în icoană Mântuitorul Iisus Hristos nu are nimic din străsăturile unui copil neînvățat al unui sugar, ci fruntea sa este proeminentă și lată și ne arată pe Emanuel, care se tâlcuiește cu noi, este Dumnezeu, iar el, copil fiind Hristos sub chipul pruncului, poartă pe un braț Evanghelia desfășurată, cu un cuvânt ziditor din Evanghelia sa înscris acolo, și totodată, cu cealaltă mână, cu mâna sa dreaptă, cu dreapta sa tot puternică și binefăcătoare, își binecuvântează Maica și ne binecuvântează pe noi toți. Iar Maica ne-l arată pe cel care este calea, adevărul și viața. Cum să nu o iubim și să nu o cinstim pe preasfânta născătoare de Dumnezeu? Cu emoție vă spun că, în urmă cu câteva zile călătorind pe corabie spre Sfântul Munte Atos, acolo se afla un grup foarte mare de americani. Și eu m-am gândit că sunt turiști, însă am aflat cu mare bucurie că aceștia erau chiar pelerini și mergeau, se îndreptau pentru prima oară spre muntele Atos, spre muntele Maicii Domnului, acolo unde de secole se nevoiesc călugării și sihaștrii de diferite naționalități și sunt foarte mulți americani convertiți la ortodoxie care se nevoiesc ca și călugări în diferite mănăstiri. Și eu i-am întrebat, m-am apropiat de ei și am stat mai mult de vorbă cu ei în mănăstirea Vatopedu, unde erau găzduiți și unde am slujit și eu dumnezeiasca liturghie și v-am pomenit pe voi, pe toți, toți cei care v-ați încredințat să vă pomenesc, v-am pomenit și cu numele, și la modul general, ca Mai ca Domnului să vă acopere și să vă aducă la Hristos Fiul Său. Și mi-au spus cu emoție că toți erau convertiți. Și am întrebat: De la ce credință v-ați convertit? Unii erau convertiți de la Pentecostali, alții erau convertiți de la Baptiști alții erau convertiți de la adventiști, unii erau chiar atei, nu aveau nicio credință înainte de a deveni creștini, de creștini ortodoxi. Și atunci mi-am dat seama cum lucrează prea sfântă de Dumnezeu și am plâns cu emoție atunci când i-am văzut, când au coborât de pe corabie, pe țărmul Sfântului Munte, cum au îngenunchiat și au sărutat pământul sfințit ale acestui loc în care se lucrează mântuirea sufletelor. Și m-am bucurat cu bucurie mare, preiubiții mei. Și iată, acum mă bucur împreună cu frățiile voastre și vă îndemn cu toată inima ca cei care încă nu v-ați închinat la icoana preasfinte născătoare de Dumnezeu, care se găsește în paraclisul din incinta casei mele părintești, la icoana Maicii Domnului, alăptătoarea, sau hrănitoarea cu lapte, cea care îl hrănește pe hrănitorul făpturii. Să vă închinați, fiindcă icoana este o fereastră către cer. Noi nu idolatrizăm obiectul în sine, ci noi cinstim chipul suav al preasfinte nescătoare de Dumnezeu, așa cum ne alinăm dorul de cei dragi când le privim fotografiile. Și v-am mai spus și cu un alt prilej, cum la un spital, am binecuvântat pe o credincioasă care zicea că icoana este idol. Și am spus, nu este așa. Draga mea, ai fotografia mamei și o avea. Și am întrebat-o, când ți-e dor de mama matali să ruți această fotografie? Da, părinte episcop, o sărut. Și ce săruți? Această hârtie, acest plastic, nu părinte episcop, ci sărut chipul mamei. Așa și noi, în icoană, sărutăm chipul mamei, chipul apostolilor, chipul sfinților, care sunt cei mai statornici prieteni în drumul nostru, în calea noastră către cer, care au biruit cele trecătoare pentru cele netrecătoare, cele efemere pentru cele veșnice, iar sfinții ne sunt cei mai statornici prieteni. Dacă noi unii altora ne cerem rugăciunea, cum să nu cerem rugăciunea celor care sunt în biserica biruitoare, la altarul cel mai presus de ceruri, la Dumnezeu jertfelnic, la liturgia cerească. Aceștia sunt cu noi, scump frate și scumpă soră, și nu ne abandonează. Toți în frunte cu Maica Domnului ne duc la Hristos, Mântuitorul, sufletelor noastre, bucuria vieții noastre. Și să știți că în Sfântul Munte, cea mai folosită rugăciune este rugăciunea Doamnei Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul sau miluiește-mă pe mine păcătoasa. Toți avem câte o brățară, câte un metanier la mână cu mai multe bobițe. Noi nu îl purtăm ca un talisman, noi îl purtăm ca să ne rugăm pe fiecare bobiță să nu uităm de rugăciune, așa cum se roagă călugării prenumerând metanierul neincetat. și rostesc această rugăciune a lui Isus, pe care și noi cei din lume, mirenii, o putem rosti în încetat ca să ne împărtășim din lumina cea pururea viitoare din care s-au împărtășit ucenicii pe muntele taborului. Iată în această primă duminică din august, când ne adunăm cu toții la slujba de hram în Spermezeu, prăznuim și schimbarea la față a Mântuitorului Iisus Hristos. Este 6 august și vreau să vă spun cu bucurie că este și ziua mamei mele, Ana, împlinește 83 de ani astăzi, am binecuvântat-o, împreună cu tata Vasile, i-am binecuvântat și pe mama și pe tata dimineața la icoana Maicii Domnului și nu se mai urc acum la final de slujbă pe scenă, că se deplasează greu, sunt și ei aici în popor, împreună cu toți tații și toate mamele care sunt în liturghie, unii aici, iar alții în cer. Cu toții suntem împreună, preiubiții mei, în liturghia bisericii. Aici este taborul cel duhovnicesc, aici în liturghie ne împărtășim de lumina de care s-au împărtășit și ucenicii pe muntele cel minunat, pe tabor. Vă întrebați acum de ce oare Mântuitorul Iisus Hristos nu i-a luat pe, pe toți 12 apostoli pe munte, de ce i-a ales doar pe ucenicii Petru, Iacob și Ioan ca să l-însoțească pe tabor și să-și arate înaintea lor slava lui fiind însoțit fiind încadrat de cei doi mari profeții ai Vechiului Testament, Moise și Ilie, de ce nu i-a luat pe munte pe toți 12? Preobizii mei, numai cei trei care au fost părtași la marile minuni, săvârșite de Mântuitorul, ne gândim și la minunea învierii Ficii lui Iair, tot pe cei trei ucenici, Petru, Iacob și Ioan, i-a luat ca să fie martori, să fie părtași a acestei minuni a învierii, din morți acestei copile. De ce i-a luat doar pe cei trei, preubiții mei? Mântuitorul i-a luat pe cei trei, fiindcă doar cei trei erau curățiți de plin, de patim și erau pregătiți pentru această mare taină a împărtășirii de lumina Harului Său, fiindcă fața Lui a devenit strălucitoare ca soarele și Veșmintele deci sale s-au făcut albe ca lumină, iar Petru, împărtășindu-se la oaltă cu ceilalți doi frați, fiul lui Zevedeu, Ioan și Iacob, de această lumină, a spus Mântuitorului cu mult entuziasm, cu multă bucurie, Doamne, să rămânem aici, bine ne este nou aici și să facem trei colibe, una ție, cealaltă lui Moise și cealaltă lui Ilie, fiindcă Bine ne este nouă, totdeauna, scump frate și scumpă soră în liturgie, noi arvunim împărăția cea veșnică de fiecare dată când suntem în liturgia bisericii, aici în taburul dovnicesc, când ne împărtășim de lumina Harului Dumnezeesc. Însă trebuie să ne străduim să ne curățim simțirile, să stingem și să dezrădăcinăm păcatele și patimile. Iată este perioada postului preasfinte născătoare de Dumnezeu, aceste două săptămâni de nevoință, să vă curățiți lăuntric, în taina pocăinței sau taina spovedaniei, să vă mărturisiți păcatele, să primiți iertare și apoi să primiți iluminarea, adică împărtășirea cu trupul și sângele Mântuitorului Iisus Hristos, fiindcă atunci când ne cuminecăm la fiecare liturgie spunem, am văzut lumina cea adevărată, adică lumina de pe muntele taborului, lumina cea pururea viitoare, a preasfinte și de viață făcătoare trăim. Am primit harul cel ceresc. Așadar, ne curățim, ne iluminăm, ca apoi să ajungem cu toții la desăvârșire. Să fim părtași ai slavei, împărăției preasfinței și de viață făcătoarei trăimii. Fiindcă acestea sunt cele trei trepte ale desăvârșirii creștine. Curățirea de patim și păcate, iluminarea, adică împărtășirea de harul dumnezeesc și apoi desăvârșirea, adică unirea noastră cu Dumnezeu. În felul acesta spunem și noi, plini de dor de Hristos, Doamne, bine ne este nou aici. Și acum ne întrebăm, scump frate și scumpă soră, de ce Mântuitorul i-a luat martorii ai minunii pe doi profeți ai Vechiului Testament? Pe Moise și pe Ilie. Sfinții părinții ai bisericii tâlcuind pericopa evanghelică de la această prăzunire, ne spun că Moise îi reprezenta pe de o parte pe cei căsătoriți, fiindcă el a fost căsătorit cu Sefora, iar pe de alta pe cei adormiți, fiindcă el a adormit și trupul său a rămas pe muntele Nebo, așa cum ni se spune în Sfânta Scriptură. Iar Ilie îi reprezenta pe de o parte pe cei căsătoriți. A fost monah adică i-a prefigurat pe monahi din legea Harului, pe călugării din legea Harului, pe cei din cinul monahal, iar pe de alta, el nu a murit, a fost înălțat cu trupul în chip minunat la cer. Ceea ce ne arată că această minune are și caracter eschatologic. Dar ambii profeți, și Ilie și Moise, s-au făcut părtași vederii lui Dumnezeu pe muntele Sinai, sau pe muntele Horeb. Sinai sau Horeb este același munte, este numit în Biblie când Sinai, când Horeb. Moise pe muntele Sinai l-a văzut pe Dumnezeu și a primit tablele legii, iar Ilie tot acolo l-a văzut pe Dumnezeu în adiere de vânt lin, așa cum îl vedem și noi acum în adierea de vânt lin a harului dumnezeesc, iar maica Domnului ne este alături, ne acopere sub acoperimântul alinător și se bucură neîncetat că suntem împreună cu Fiul ei și Mântuitorul sufletelor noastre. Acum la final de liturgie preubiții mei, cei care nu ați ajuns la icoana preasfinte născătoare de Dumnezeu din Paraclis, să mergeți să vă închinați, să cereți ajutorul, și o crotirea împărătesei maici și acolo am așezat spre închinare și vor fi preoți care o să vă ungă cu un de lemnul sfințit de la icoană și o să vă ofere spre închinare cinstitele moaște ale celor care au primit, sau au făcut părtași în dumnezeirii am fragmente din moaștele Sfinților Doctori, fără de arginți, Cosma și Damian de la Roma, dar și de la Apostolul Petru, Verhovnicul Apostolilor, moaște pe care eu le port în înceta cu mine și acum, acolo în bisericuță, o să vi le ofer, așa, cu discreție dovnicească, spre închinare, cei care veți, ați reușit încă și veți trece la final de slujbă pe acolo. Și vreau să vă mai spun o minune recentă la care am fost părtași și martor. O familie tânără au venit ca să-i binecuvântez pentru naștere de prunci și au născut o fetiță frumoasă și sănătoasă pe care eu însumi am botezat-o și au numit-o Elena. După o vreme a rămas însărcinată cu al doilea copil, mare bucurie. Însă, la controlul medical, cu mare tristețe au aflat căci copilul avea malformații în pântecele mamei, era o sarcină cu risc, așa cum spun medicii, și au sfătuit-o pe mamă să-l avorteze pe copil. Și mama, plină de credință, a spus, nu, să se nască, cum va rândui Domnul, dar eu nu o să-l ucid în pântece, nu o să fiu ucigașa propriului meu copil niciodată. Însă, sigur, era deznădăjdit, era tristă, era necăjită, și a venit, într-un moment în care eu mă aflam întrecere prin sat și eram chiar în incinta casei mele părintești, în paraclis la icoana Maicii Domnului, ambi părinți, deznădăjduiți, necăjiți, dar întăriți și convinși că nu vor face avort. Și le-am spus așa, dragii mei, ceea ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu cerem ajutorul Mântuitorului, cerem o crotire a preasfintei sale maici, a cărei inimă bate încetat pentru noi și mergem înainte. Dar haide să facem câteva rugăciuni. Mi-am pus o măforă la pe creștetul lor, am făcut câteva rugăciuni și apoi am luat un de lemnul sfințit din candela icoanei și am rugat-o că putea să-și ridice hăinuța de pe pântecele care se afla copilașul și era vizibilă sarcina și-a ridicat hăinuța puțin și mi am mămuiat degetul în candela de la icoană și am pus pe cetea crucii întrăit pe cele în care se afla copilașul bolnav. Și le-am dat un delemn ca să se ungă de mai multe ori pe zi, în candelă fiind și picături, cu un delemn de la taina Sfântului masului. Și le-am dat canon de rugăciune și după vreme iarăși au mers la consult și au constatat cu mare uimire și medicii și ei căci copilul era bine, sănătos. Și s-a născut sănătos și acum sâmbătă îl voi boteza. Preiubiții mei, nu putem să spunem decât mare și Doamne, și minunate sunt lucrările tale. Și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale și îți mulțumim că ne-ai dăruit pe Maica ta atât de iubitoare și compătimitoare și să spunem într-un glas într-o inimă și acum, după ce ne vom împărtăși cu trupul și sângele Mântuitorului, am venit, măicuță, să te mai vedem, să spunem necasul pe care îl avem, nu ne lăsa, măicuță, să pierim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale, a lacrimilor pe care le-ai vărsat și le verși înaintea crucii celui răstignit și înviat pentru noi. Slavă ție, Doamne, pentru toate, prea sfântă de Dumnezeu, în vremea vieții noastre, nu ne părăsi pe noi, ajutorul lui omenesc nu ne încredința, ci singură ne apără și ne mântuiește. Amin.